Salutare și bine v-am regăsit de printre porcării. O parte din porc deja o prins culoare, o prins aromă de fum. O parte stă la scurs. Aici mergătorii, picioarele s-au fumat și astea. Iar în bucătărie arde focul, în sobă arde focul, în bucătărie arde aici din nerăbdare să facă cărnațul. Am aici carne de purcel, căzături dintre astea, cum le zic eu, din toate părțile componente ale porcului. Aici am niște carne de angus, ia uitați cât e de marmorată și cum arată. Asta s-a meritat friptură, dar trebuie și la cărnați ceva bun. Și aici prietena mea Handy, care o să toace toată carnea asta și o să ne ajute să facem cărnață. Stați aproape să vedeți ce bunătăți o să iasă. Să dăm drumul la treabă, nu? Ia auzit, domnule, scârță-i, domnule, de cum nu s-o mai folosesc ea. Ia să bag aici să alimentez. Să facă ăștia gaura asta, la câtă putere are mașina asta, trebuie să-i facă gaura. Mai mari. Hai să-mi iau un lighean, nu are doamna, să aibă unde să-mi capă. Așa, hai să băgăm și angus, să vedem cum stau lucrurile. Hai, doamne, și mă vede că bagi o angus aici la cărnaț, ce zice? Hai, Mihai, ți-e nas. Chiar așa dintre astea faci tu? Nu știi care e calitatea cărnii? A, uite cum iasă, doamne, ia uite cum iasă aici. Ce cărnaț o să iasă? Demențial! Deci, în total, cred că sunt în jur de 25 de kilograme. Cam așa facem în fiecare an. Ia să mai vedem aici cum stau lucrurile. Am noroc de mașinul asta că face treabă bună. E luată de ceva timp. Ia să răstorn ligheanașul ăsta, să o opresc un pic.
după cum vedeți, carnea de când a fost curățată de pe oase, de pe ce a fost, de pe pulpi, de pe una, de pe alta, i-am dat un pic de sare, un pic de cimbru și a fost amestecată. Deci are o zi de când a stat așa, a făcut bucăți și uitați pe ea cum se văd condimentele. Și acum o stocăm. Eu și-o tras un pic de sare, un pic de aromă, ca să fie gustoasă compoziția și cârnață, bineînțeles. Hai să-i dăm drumul. Hai să-i dăm drumul. Ca la Verdun, domnule, ca la Verdun. În al doilea război mondial. Uite așa sare carnea, cum mergeau gloanțele. Nu dovedesc că o să bag aici, cât ia să fie. Hai să păcăm și un pic de Angus. Are altă culoare. Ia să vedem când ia să Angus acum. Deja e altă culoare, roșu închis. Da, uite diferența aici cum se vede. Nuanțe de culoare aici, mai deschisă, mai închisă. Am terminat cu carnea. Se schimbă acum sita. Ia să văd eu dacă am cu ce o scoate de aici. Dacă mă descurc, dacă nu-mi trebuie un cuțitaș. Da, nu dăm chiar o frumos un cuțitaș de acolo. Mulțumesc foarte mult. Ia să văd eu dacă pot eu să o scoci. Ia să văd eu. N-are nici o chestie pe aici. Hai, că până la urmă îți trebuie să descurci. Așa. Să scot sita și să-i pun o sită. Ia să văd eu unde are. Unde are? Aha, partea de sus. Să-i pun sita asta măruntă. Dacă ați ghișit de ce. Ca să dăm usturoiul. Se poate da și prin blender, dar am zis că hai să-l dau prin sita asta măruntă de cura asta și să-l amestecăm cu niște supă și să vedem cum o să iasă. Ia să vedem dacă nu sare prea sus. O, iasă perfect, ia. Da, uite frumos iasă, ia. Păi gata și usturoiul. O feliuță de pâine să iasă tot și am terminat-o. Aici am colectat niște gelatină, niște colagen care au ieșit de la Toby și s-a amestec aici cu usturoiul. Ăsta care a fost dat prin mașina de tocat cu sită mică. Și trebuie să merg un pic în alte locații unde am gelatina scoasă de la rețeta care am făcut-o de la vită. Și o să punem în toată compoziția, în toată compoziția asta de cârnați, 2-3 litri de gelatină dintre aia concentrată, colagen, cum îi spun eu. Și cum v-am zis, ăsta este colagenul care l-am care a fost făcut din copitele alea de vită. Acum o să-i dau un pic grăsimea asta, uite, deci o bucățică de pungă, cum a fost. O să-i dau grăsimea asta jos și o să-l pun la topit ca să pot să amestec cu acolo în cârnaț. Îi dau un pic grăsimea asta pentru că
Nu că ar fi rea, dar nici prea bună. Și pun imediat, pun imediat va încălzit și amestecăm acolo cărnață. Să măcinăm niște piper cu mașina asta care o am de la tataia, cum îi ziceam eu, bunicul, Dumnezeu să-l ierte, născut în 1900 el. Mașinăria asta nu știu de când o fi născută. Ia să văd dacă se vede mai... Trebuie să fie ceva acolo să se poată descifra. Dar este extraordinar. Este o amintire pentru mine de neuitat. Și merge perfect de atâția ani de zile. La Paști, la Crăciun, mă trimiteau părință și mă duceam și măcinam, pentru că era greu. Pe vremurile alea, acum 40 și ceva de ani în urmă, cam greu găseai o râșniță, găseai o râșniță, găseai piper măcinat, era cu ciubote roșu. Așa că măcinăm niște piper ca să avem ce pune acolo în cărnaș. La care e măcinat nu are același gust și același parfum și aceeași aromă. De-aia se zice, bă, pune piper proaspăt măcinat. Dacă vrei să iasă cărnatul bun, ascultă pe Mihăiță. Așa, manual. A, uite-l, domne, uite-l cum arată aici piperul, proaspăt măcinat. Da, leu, vă, leu, trag un nas de asta, ia să punem aici. Pun deocamdată jumătate. Așa, ia să pun și jumătate din usturoi. Cam 15-20 de grame de usturoi la kilogramul de carne. Acum fiecare după gust, puteți să nu puneți deloc, puteți să puneți și o jumătate de kilogram, de fiecare după gustul lui. Eu nu cântăresc. Tot mi s-a cerut că rețet. Nu, domnule, după gust fiecare. Aaaa, Mihăiță, și acum bagă-te aici. Ești spalat, ești aranjat. Uite, șef Mihăiță aici. Bagă-te, tată. Hai, uite așa. Uite așa, trebuie să-i dăm malaxare. Punem acum supa de oasi, colagenul care l-am făcut cu vreo săptămână și ceva înainte, care vreți să vedeți rețeta de colagen. Beneficiu pentru sănătate, o să vedeți că am acolo rețeta pe canal cu supa asta concentrată de oase din Adidas de vițel făcută de Angus. Avem treaba aici, trebuie, cred că pus în două vase. Când se amestecă aici toată carnea asta, trebuie aranjată. Da, trebuie să-i pun supa aia. Ia să văd eu acum. Ia să văd o leacuță că cum o să o pun și pe cei. Aha. Ia să mai las o leacă. Avem treabă, doamne. A, o nebunie aici. O nebunie. Aici poate rup masa. Altă treabă. Iar așa au început să se lege altfel. Hei, Mihăiță, dar ce faci? Dai pe jos, tată. Cam mult aici în vasul ăsta. Nu știu cum o să mă descurc eu. Trebuie să mai stuflic mânișile. Dacă nu, bag în betonieră și fac cărnaț la betonieră. Ca pe beton. Acum, da și căduiază. Cred că îl împart eu în două ușe. E prea mult aici. Asta e treaba. Opa. E, cărnațul nu e chiar așa de simplu. Trebuie lucrat, domne. Trebuie lucrat, malaxat, până când se leagă. E, ia zi-am, stă pe palma aici. Nu stă încă lichid. Aha, stă, e bun. Are clei în el. După câteva ore
de stat aici la odihnit, de maturat compoziția. Ia uitați aici că deja prietena noastră, Vanessa, dar unde? Că nu are emblema aici? Pe cutii scrie. Da. Aici unde e? Față, e pe față, nu-i pe scrie. Da, așa, prietena noastră, Vanessa, deja au făcut doi cârnați, i-am și băgat în afumătoare. Aici avem intestinile și ia să-i dăm drumul la treabă, să vedem noi cum stau lucrurile. Ia, doamnă, ia să vedem cum vă descurcați. Oh, dar și gros e ăsta, frate. Da. Mamă, mamă, dar ăsta nu-i cârnați. Asta e chiște. Ai mațul gros? E mațoi, ăsta e cârnațoi. Oai, doamne. Stop. Așa îi sușim, îi răsușim, îi cârnim. Eu sunt cu mâinile înghețate acum. Vreau că vă încălzesc, doamne, dar și carnea nu-i chiar de caldă. Da, da, numai când vin e afară. Ai, da, ce să vă fac, n-ai ce vă fac și doamnă, trebuie să vă descurcați. Trebuie să ne mișcăm repede pentru că ne prinde Crăciunul dacă mergem așa în ritmul ăsta cu cât carne avem noi aici. Au început să se pună aici cârnați în lighean. Primul e barosanul. Păi este chiar că e barosan. Stop. Na, ce ai făcut, doamnă? O pocnit. În cele din urmă am terminat și cu o cărnață, am umplut ligheanul ăsta, urmează să-i punem la scurs, dar haideți ca să vă arăt ce s-a întâmplat până acum. Ia uitați aici, bunătăți, ia uitați cum arată, oase, mușchiuleți, asta e un pic de guș aici, slăninuță, s-a întunecat afară. Ah, uite aici, un pic de coaste, picioarele, tot ce a fost din porc, aproape tot, le-am tras printr-un fum. A, uitați, și mai este, mai am de pus slăninuță, dar aceea o să mai stea la sare. Acum stau la aer și după aia să vedem cum o să procedăm. Și o să le punem la locul lor. Da, cam asta este rezultatul după o zi de muncă, nu forțat, nu afumat tare. Ia uitați aici, gâtul ăsta cum arată. Da, acum urmează să întindă cârnațe, să stea la zvântat, iar mâine să-i dăm la fum. Și ultima operațiune pe seara asta. Stai cu tine, am vrut să o pun după cap. Punem cârnăciorii ăștia la scurs, cârnăciori, cârnați mai mari. S-au nimerit niște intestinii care... Dar tu faci plajă? Da, uitați, foarte bine, Mihaiț, Masterchef, așa se lucrează, n-ai ce-i faci. Cu toate că suntem în decembrie, cu toate că noaptea spre dimineață e fric. Ia, Mihaiță, cum e, că nu-mi mai știi dacă n-ai mai agățat de mult timp cârnați între ăștia. Uite așa să-i punem, să scurgă până mâine la vânt și mâine dăm la fum. Mâine o să vedeți finalul, cum arată, când e gata de pus la mâncare. Ia să văd eu pe aici, acum îi mai întortochez. Deci, ca să vă spun exact, o să mă întreba, sigur, prin comentarii, rețeta, câtă carne de vită, cât de porc. Au fost vreo 17 kg de carne de porc. Și restul până la 25 au fost de vită. Cam asta este rețeta. Nu că așa aș fi vrut, sau că neapărat țin cont de treaba asta, așa s-o nimerit. Cum ori ieși, așa eu mânca, pentru că nu-i facem să-i comercializăm, facem pentru noi. Bun, rău, eu aici mănânc.
Așa, ia să vedem. Eu, dar mai sunt mulți tari. Mai sunt mulți tari. Ce fac eu cu ăștia, doamne? Ți-am spus, nu-i pui așa dimititia. Ăștia trebuie să-i țin eu acolo la fumătoare. Nimic, aia să-i mei. Da, să-i tăi și cine-i pune la fum? Cum îi agăți eu acolo? Cu cârligele. Cu cârligele. Cu cârligele, ăștia cu cârligele. Mamă, dar mulți mai sunt. Papă, pui podam în pom. Ai, uite ăștia, ia. Dăm la urători de ăștia, așa frumos, ia. Uite așa, ia. Fugi în podam, în podam, în bradu. Dar știi ce am gândit eu? Poate să văd. Am zis că să-i pun în cireaș acolo, să fac mâine dimineață focul sub cireaș și să ia fum acolo direct. Poate mai cade o cireaș, știi, ceva, o frunzulică. Și la primăvară aștept cireaș. Da, păi, cu cireașă cu cărnați vă să iasă. Ia să văd eu mai sunt. Mamă, da și... Opa! Ia-i tu, da și faci. Îi scăpi jos. Uite așa e. Ai, Doamne, nu-i las prea. Oh, 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 ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Hai că e gata, nu mai este. Nu mai sunt mulți. Un cap aici, că-i suportul ăsta sau nu încă? Uite așa e. Astea sunt prebarosane. Barosane, țâni, țâni, trebuie să țână. Îți tare intestin, măi, doamne. Uite așa. Îi punem și pe ăștia, frumos. Ia auzi, domne, să fac antrenamente aici, să dau cu pietarde, cu alea, cu pocnitori. A, dar uite ce e sus, ia. Uite aici, așa, numai porcăria. Uite, am împodobit aici acasă. Au stat la fum și acum lăsăm un pic la aer până când o să-i băgăm la lada frigorifică, la tigaie, trebuie să stea un pic să se aerisească, cum se spune. Așa, și ultimul, sau încă? Iar una a reșit de asta, mititialea. Bun, asta e cel mai mare barosan dintre toți. Uite aici. Uite așa, să-l punem și pe ăsta. Uite așa, gata. Cam atât ai prin seara asta. Mâine vedem cum punem la fum. Asta este. Lăsăm să scurgă. O noapte la vânt. Bună dimineața! Păi cum era de așteptat? M-am gândit eu azi noapte și am trecut la treabă. A, uitați aici, am pus cârnață frumos aici în cireș. Tăi tradiții de acum, am făcut focul aici. Dom'le, am zis că hai să ia fum așa, ca la Mihăiță. N-ați văzut așa ceva? Cred că este în premieră, îi ia fum direct aici, domnule, în cireș. Și să mai discutăm. Uite, astea aici au stat mai aproape, deja au prins culoare, așa. E problemă că trebuie să mai mut pe aici fumul ăsta, bate o leacă vântul, dar Mihaiță se descurcă. Da, uite așa, domnule, afumăm în cireș. Îi afumăm direct aici în cireș, pentru că Așa mi-o veni mie, acum să ia fum aici direct. Și e să mai pui în afumătoare, și să mă mai chinui. Stau aici, nu se urcă nici o pisică, nimic. Uite, focul arde acolo frumos, fumegă. Tot cireș acolo, cireș aici. Să vedeți ce gust o să aibă cărnață ăștia. Nici nu se pune problema să nu fie bun. Da, păi ce să mai, trebuia să ia fum. Păi stați să vedeți până la urmă și o să iasă, nu? Stați aproape să vedeți cum evoluează aici cu afumătoarea asta de aici așa, din cireș. Am mai pus ceva pe foc aici, pentru că nu era fum suficient. Ia uitați și frumos, intră fumul pe aici peste tot, printre ei. Super, domnule, super, ce să mai... O frumusețe, o să iasă o bunătate o să iasă. Ia uitați cât de bine merge aici afumătoarea mea, a la Mihăiță, că nu pot să-i spun altfel, afumătoarea cireș. Ai poftim, au ce frumos să duce fumul. Ceva modern, domne, ceva deosebit. N-ați văzut așa ceva, trebuie să o brevetez. Ia uite, domnule, ia uite ce frumos să vede, ia. Ce frumos să vede. Perfect, uite cum se duce fumul în sus. Nemaipomenit. Aer,
un pic de aromă de fum, nici nu trebuie mai mult. Merge perfect, perfect. Da, afumarea din cireș continuă, continuă aici în afumătoare. Ia uitați ce culoare frumoasă o prins și cât de bine, de cât de bine arată. Ia uitați aici, uitați aici ce culoare frumoasă. Îs aproape gata, îs aproape gata. Îi mai las un pic pentru că n-au încăput toți și trebuie să pun în 2-3 turi. Ia uitați cât de bine arată aici. Afumătoarea din cireș. Cel, un sutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și dar cumpărăm vecie, nu la Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. După cum ați văzut, deja colindătorii au început să vină. Eu încă mai am de treabă, mai am aici niște slăninuțe, încă ceva cârnăciori. Și haideți ca să vă arăt cum arată prima șarjă de cârnați care am scos-o. Asta este produsul final. Îmi place să-i coc așa. Sunt delicioși, se pot consuma ca atare pentru că le-am dat un fum fierbinte sau fiert. Deci când îi scoți poți să-i consumi așa. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu plecați, stați aproape. Urmează acuși colindele într-un videoclip viitor. Mulțumesc pentru atenție. La revedere, pa, pa!